celelalte, evident, invers. Se joacă sigur aici la Arad. UTA are 25 de puncte în acest moment, cu o singură partidă disputată și cu punctele pe care le-a strâns, evident. De Gabi Deac n-a reușit să profite, să-și așeze mingea cât de cât pentru un șut, pentru o centrare care vine acum pentru Gabi Deac. Gol! Petrolul! Gabi Deac deschide scorul în minutul 23. Cât de bine se desprinde. Centrarea este bună. Albanezul Roumpoulakou îl scapă din marcaj și Deac. Pasa este bună și e penalti. Aici este penalti. Bună pasa și pătrunderea. Trece mingea pe lângă portar, iese târziu. Moise, Mario Moise execută penaltiul impecabil. 1-1. Să știți că mi se pare că și aici, în momentul execuției, nu cred că era cu ambele picioare pe linia porții, dar dacă lovitura este transformată, e treaba portarului că iese. Greu. Greu de executat, o lovitură liberă, e complicat. Așa le trebuie. Așa le trebuie. Foarte bine face. Foarte bine le face centralul Peșnic. Fluieră finalul meciului, practic înainte să se ducă prelungirile.